Norica Nicolae a avut prima întâlnire cu reprezentanții organizației județene de la preluarea funcției de președinte interimar. Aceasta a discutat la Târgu Jiu și despre strategia abordării alegerilor europarlamentare care vor avea loc anul viitor. De sâmbătă, în prezența doamnei europarlamentar Norica Nicolae, am avut prima ședință de birou politic județean al de Gorj. S-au purtat discuții, Referitor la organizare, ne pregătim, așa cum am mai spus, de, pentru alegerile de anul viitor a europarlamentare. Organizația de și își dorește un rezultat bun la aceste alegeri. Următoarea vizită a europarlamentarului va fi în luna august. Doamna europarlamentar Nonica Nicolai, a, a, cunoscut membrii biroului politic județean. O, parte, o mare parte dintre aceștia îi cunoștea pentru că sunt oameni liberali care au venit la Aldegor și am venit împreună la Aldegor. Și în cursul lunii august va reveni în la organizația Aldegor și uh, chiar am discutat cu dânsa și am zis că o să mergem în o organizație pe teren pentru că trebuie să ne întărim. Norica Nicolae a fost numită în funcția de președinte interimar al Aldegorj după ce Dian Popescu a fost înlocuit din funcție.